Sunt din ce în ce mai puține ocaziile cu care prahovenii renunță la câteva alimente pentru o cauză nobilă, iar coșurile Crucii Roșii amplasate în câteva hipermarketuri din oraș sunt din ce în ce mai goale. Proiectul are câțiva ani de când se derulează, numai că, așa cum vă spuneam, din păcate acesta n-a fost cel mai slab an al proiectului Banca de Alimente, dar cu toate acestea sper ca oamenii care sunt generoși și care au mai mult să înțeleagă că ceea ce donează merg către un bătrân, alimentele merg către un bătrân sau către o familie cu mulți copii. Proiectul Banca de Alimente a Crucii Roșii Române a fost lansat în 2009. Ideea venea tocmai din Statele Unite ale Americii și atunci se bucura de un mare succes printre prahoveni. Dacă în momentul în care am lansat proiectul făceam cam 800 de kilograme pe lună, acum facem, nu știu dacă am făcut 800 de kilograme anual. Este, cum v-am spus, cel mai greu an al Băncii de Alimente a Crucii Roșii. Cu toate acestea, voluntarii prahoveni au reușit ca și în preajma acestor sărbători să le facă o mică bucurie unora dintre cele mai sărace familii din județ. Vom dona 60 de pachete, 18 kg de alimente greu perisabile. Am făcut în așa fel trierea încât pachetele pe care vom reuși mâine să le donăm să meargă la cele mai vulnerabile categorii sociale. Beneficiarii pachetelor cu alimente au fost aleși în urma unor anchete sociale.